După ce fiul ei a fost operat de urgență, doamna Camelia Mitoșeru este chiar acum în legătură directă cu noi. Bună ziua, doamna Mitoșeru! Bună ziua, draga mea! Spuneți-mi ce faceți, ați reușit să vorbiți cu Mihai? Da, mă, m-am trezit cu un telefon de la el. Mamă, să știi că trebuie să intru într-o operație, un cheac de sânge, poate să-mi ajungă la inimă, pot să mor ca tata lui Noemi. Măi, îți dai seama, eram pe stradă. Deci da, când ați auzit vestea asta, nu v-ați panicat, în special că v-a făcut acea mențiune legată de tatăl lui Noemi? Măi, ți-mi închipi că m-am panicat, na, cum să nu mă panichez? Dar era cu Bahunțeanca și Bahunțeanca mi-e dragă de mor și așa e fata mea. Și, și la fel ca mine dezăpăcită. Știați că e pe mâini bune dacă ea e acolo alături de ea. Da. Mamă, sunt cu Bahmun. Bine, mamă, bine. Uite, na. Și, draga mea, ce să-ți povestesc? Ți închipui tu că eram cu un prieten în mașină, am tras pe dreapta, am stat acolo până când el mi-a zis, mamă, am ieșit din operație, sunt foarte bine. Ce să spun, dragă? Am crezut că mor. Cât timp a durat operația? A fost o operație dificilă? Măi, nici nu știu cât a durat. Cred că vreo oră, oră și ceva, chiar nu mai deci știu. Nu a fost mi-e ceva bandajat tocmai simplu. Două picioarele, asta știu. Peste 10 zile scoate bandajele, dar oricum e bine, asta e important. Deci ați reușit să vorbiți cu el după ce a ieșit din operație? El m-a sunat, da. A spus că se simte bine și că e totul în regulă? Da, sigur că da. Dar doctorii ce au spus? Cât timp trebuie să rămână în spital? Nu, a plecat acasă. I-au dat deja, l-au externat, i-au dat drumul acasă. Sigur că da. Și asta înseamnă că ar trebui să meargă la următorul control, spuneați că peste 10 zile. Exact. Da. Spune și tu ce periculos e firar al neibii să fie. Zici că mă doare un picior și ia cătă ce poate să fie, știi? Eu cred că e bine că a reușit să se depisteze în timp util și că medicii au acționat prompt și că, iată, totul s-a terminat cu bine. Îți dai seama că el s-a panicat când i-a spus doctorul în ce hal e? Da, s-a luat decizia pe loc, dar e bine că a evoluat totul așa cum da, sigur că da, sigur că da, sigur. Jos pălăria pentru doctorul care l-a hotărât pe Mihai să se opereze pe loc. Eu vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Să-i urați sănătate multă lui Mihai. Și eu îi mulțumesc din suflet lui Bahmu. Vă mulțumim mult, doamna Mitoșeru. Că a fost în locul meu lângă el. Vă mulțumim mult, mergem mai departe.